Marcu, Capitolul 1 Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așa cum este scris în Isaia, Profetul: Iată, îl trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea. Un glas strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan Botezătorul a venit în pustie și a început să predice botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Toți cei din ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să vină la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan avea îmbrăcămintea din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Ioan vestea și zicea, După mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă aplec să-i dezleg cureaua sandalelor. Eu v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt. În acele zile a venit Isus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de către Ioan în Iordan. Imediat după ce a ieșit din apă, el a văzut cerurile deschise și pe Duhul coborând peste el ca un porumbel și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, Tu ești fiul meu preiubit, în tine îmi găsesc plăcerea. Imediat duhul l-a dus în pustie. El a stat în pustie timp de patruzeci de zile, fiind dispitit de satan. Acolo stătea împreună cu animalele sălbatice, iar îngerii îi slujeau. După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, S-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În timp ce trecea pe lângă Marea Galilei, Isus l-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, care tocmai aruncau năvoadele în mare, căci erau pescari. Isus le-a zis, Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Ei și-au lăsat imediat năvoadele și l-au urmat. Mergând puțin mai încolo, l-a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui. Ei erau într-o barcă și își reparau năvoadele. Imediat el i-a chemat, iar ei l-au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în barcă, împreună cu ce angajați, și l-au urmat. S-au dus în Capernaum și în sabatul imediat următor, el a intrat în sinagogă și a început să dea învățătură. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care are autoritate, nu cum îi învățau cărturarii. Chiar atunci, în sinagoga lor, era un om stăpânit de un duh necurat. El a strigat ce avem noi de-a face cu tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu! Isus l-a mustrat zicându-i, Taci și ieși afară din el. Duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l și scoțând un strigăt puternic. Toți au rămas uimiți Așa că se întrebau între ei: Ce înseamnă aceasta? Este o învățătură nouă care are autoritate. El poruncește chiar și duhurilor necurate, iar ele îl ascultă. Și s-a dus vestea imediat pretutindeni, în toată regiunea din jurul Galilei. Imediat după ce au ieșit din sinagogă. S-au dus împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon era întinsă pe pat, având febră, și ei i-au vorbit imediat despre ea. El a venit, a prins-o de mână și a ridicat-o, și febra a lăsat-o, iar ea a început să le slujească. Seara, după ce a apus soarele, au adus la el pe toți bolnavii și pe cei demoniaci. Întreaga cetate era adunată la ușă. El i-a vindecat pe mulți care sufereau de diferite boli și a scos afară mulți demoni. Pe demoni nu-i lăsa să vorbească, pentru că ei îl cunoșteau. Dis de dimineață, când încă era întuneric. Isus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Dar Simon și cei ce erau de obicei cu el au început să-l caute și, când l-au găsit, i-au zis: „Toți te caută.” Isus le-a răspuns: „Să mergem în altă parte, în satele învecinate, ca să predic și acolo.” căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus în toată Galileea, predicând în sinagogile lor și scoțând demoni. A venit la el un lepros care a îngenunchiat și l-a rugat, spunând, Dacă vrei, poți să mă curățești. Cuprins de milă, Isus a întins mâna, l-a atins și i-a zis, Da, Vreau, fii curățit. Lepra l-a părăsit imediat și a fost curățit. Isus i-a atras atenția și a spus să plece imediat, zicându-i totodată, Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te, arată-te preotului și adu pentru curățirea ta ceea ce a poruncit Moise, drept mărturie pentru ei. Dar el a ieșit afară și a început să vorbească și să răspândească vestea atât de mult încât Isus nu mai putea să intre pe față încetate, ci stătea afară.